Explozie ieri după amiază în Prahova. A fost însă una controlată. Angajații de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Prahova au decis să detoneze o bombă de aviație descoperită de muncitorii unei balastiere. Bomba de aviație cântărea 250 de kilograme. De origine americană, muniția este din al doilea război mondial. Pericolul era extrem de mare, întrucât bomba era în stare de funcționare. Dacă era lovită, putea exploda și atunci rădea totul pe o distanță de 1,5 km. Pe timpul exploatării la balastieră, cel care lucrează pe excavator a descoperit o bombă de aviație. Au procedat așa cum au fost instruiți și anume au înștiințat de urgență cel mai apropiat organ de poliție, respectiv poliția de pe raza localității Plașa, care la rândul ei ne-a înștiințat în 112. Ne-am deplasat, am constatat că este o bombă de aviație de origine americană de 250 de kilograme, o bombă explozivă. Raza de împrăștiere a schijelor ar fi fost undeva la 1,5 km. În condițiile în care a fi explodat la suprafața terenului. Pirotehniștii au pregătit terenul unde a fost detonată muniția. Zona a fost evacuată. Am procedat la îngroparea ei, am aplicat încărcătura de exploziv și am distrus-o, eliminând astfel pericolul care a fost la fața locului. Ce v-ați salutat în ce privește personalul din balastieră? Personalul din balastieră a fost evacuat, clădirile au fost protejate prin deschiderea tuturor geamurilor și o mare atenție am acordat locuitorilor localității care s-au deplasat pe câmp dintr-o parte în alta fără a ține cont de măsurile de restricție impuse de poliția locală. Ce să auzim că s-a găsit o bombă? Și nu vă e teamă? Cum să nu ne teamă acum că am auzit dacă a explodat, dar nu mai știam nimic. Stăm și ne uităm și noi să vedem ce este. Puteam să, în orice clipă putea să întâmple un eveniment de ăsta și o nenorocire totodată. E destul de mare, are vreo 250 de kilograme. Da? Nu. Stăm și noi să vedem. Da. E ceva care n-am întâlnit niciodată, nici sunt bătrân, am 60 de ani, dar eu nu știu. Că sunteți în siguranță aici? Păi nu știu dacă nu mai fi, că am înțeles că aici a fost un poligon de tragere în timp, în urmă. Vă e teamă? De ce? S-a auzit că o bombă în zonă. Aole, parcă Hiroshima. Nu avem noi norocul să pice una de aia la noi. Fie detonată, e destul de mare, are 250 de kilograme. Nu e, bai, că suntem aici în zonă, noi am fost învățați. Bunicii noștri de mici era învățați cu bombe, cu război. Nu, nu vă e teamă? Nu. De ce să-mi fie teamă? Să nu vă rănească. Nu, nu e nicio problemă. De cele mai multe ori însă, muniția este dusă într-un depozit și este detonată ulterior.